Maria are îndoieli în privința relației cu Sergiu și crede că a se căsători în competiție e un pas prea mare pentru ea. Eu dacă n-aș fi existat în peisaj, care ar fi a treia ta opțiune? În momentul ăsta? Da. Nu, n-ar exista nicio opțiune. Am înțeles. O altă opțiune. Dar dacă simți că pe viitor ar exista o altă opțiune, ai da înapoi? De cum să dau înapoi în moment ce tu ești femeia pe care eu o iubesc? Păi poate în timp se... Păi nu, cum să fac așa ceva? Din moment ce am sentimente pentru tine, cum să dau eu înapoi? Nu știu, așa... Păi nu, asta trebuie să-ți iasă din cap un bărbat sau o femeie când își declară sentimente unul față de celălalt. Da, dar păi cu ăla te duci până... Poate să se ducă, poate păi bun, și când se, când se duce iubirea sau sentimentele în an și an, trebuie să existe respectul ăla. Da, că poate va dispărea iubirea peste 20 de ani, dar tot de noi depinde ca să o întreținem iubirea aia. Să zicem că poate intră altcineva mult mai potrivit, mult mai potrivită pentru tine. Ai face lucrul ăsta? Tu, fată, eu am pornit cu tine la drum. Cum? Păi din moment ce mă prindem, te văd în ochii mei, cum să mai existe altă fată în ochii mei? Eu vreau să fii deschisă cu mine, eu vreau să mă consider pe mine prietenul tău. Și o să-mi pic și pe gânduri acum, cum ai zis că dacă o să intre altă fată. Cum adică? Pe din moment ce eu vreau să mă lămurești, că eu tot n-am înțeles. Vreau să mă lămurești. Păi la ce ai dat de... Adică gen, uite, dacă mai stăm două luni aici și îți trece chestia aia... Dar cum să-mi treacă? Tu crezi că eu mă îndrăgostesc acum în astea două săptămâni, m-am îndrăgostit și pe aia o să-mi treacă? În momentul ce mi-am declarat sentimentele față de tine. O altă fată și o să-ți ia ochii. Sau o să îți placă înseamnă, modul ei de gândire. Asta, sau... Din asta dai, ai dat de bănuit că nu prea mă cunoști. Nu știu încă cum o zic eu. Eu nu dau niciodată înapoi. Bine. Și în momentul ce vreau să ajung în finală și am să-mi declarat și în direct că vreau să mă însor cu tine. Păi înseamnă că eu te iubesc la nebunie. Dar nu știi ce e pe viitor. Adică eu nu pot să fiu sigură ce se întâmplă în viitor. Păi asta, de aici trebuie să fii tu sigură pe tine. Păi eu pe mine sunt sigură, dar nu, poate nu sunt sigură pe tine. Aici e problema, că nu e sigură pe mine. De aia trebuie să fii tu sigură. Da, e prea la început ca să pot să fiu sigură. Și de la început încep discuțiile. Ba nu, încep nicio discuție. Trebuie să înțelegi că noi aici suntem într-o competiție. Când îți, când să deschid porțile, tu mai pe mine, eu te am pe tine. Iar când porțile îs închise, tu ai numai pe doamna Maria. Tu asta trebuie să înțelegi. Iar restul fetelor, dacă zic o vorbă bună, aia nu înseamnă că-s prietene. Tu aici nu ai prietene. Tu aici ai pur și simplu cunoștințe, că ai tu un suflet bun, ai cu totul altceva, că și eu l-am. Dar tu trebuie să-ți intre în cap treaba asta, că aici tu ești într-o competiție. Nimeni de ce nu-ți vrea binele. Eu zic că ar trebui să citești și ceea ce cred și oamenii de afară și ceea ce cred eu în primul rând. Că tot ce cred eu îmi vine fix exact cum cred eu, vin și părerele oamenilor de afară. Tu aici nu ai venit în casa prieteniei, tu aici ești practic într-o competiție. Ascultă-mă, că în casă vin două fete, da? Pentru că tu asta ai adus astăzi în discuție. Nu, lasă-mă să termin și că vreau să vorbim, să mă ascult și pe mine oful meu. În casă la noi vin două fete, prima dată vin Ioana și urmă vin Dea. Dacă am primit-o pe Ioana în casă cu toți, am stat cu toți la masă, am mâncat și pe urmă eu nu m-am dus la culcare. După, pe urmă nu știu ce s-a mai întâmplat. Când o vindea, la fel, am stat cu Dea la masă, am mâncat, am ciocnit un pahar de vin și pe urmă eu m-am pus la culcare. Că tu ai zis că dacă vine o fată și dacă te uiți după ea sau dacă îți place. Nici acum, practic, eu nu înțeleg de ce ai dus în discuție așa ceva. Și de aici eu nu m-am simțit foarte deranjat. Și consider că astea trebuie să le lămurim amândoi. Bine, din punct de vedere al influenței, să știi că eu niciodată nu o să mă las influențată de nimeni. Până nu văd eu ceva cu ochii mei... E sigură? Da, sunt foarte sigură. Adică până nu văd eu ceva cu ochii mei, nimeni nu mă poate convinge de ceva. Poate să vină 10 persoane la mine și să-mi spună că a văzut anumite lucruri la tine, că nu mă interesează. Eu nu cred până nu văd cu ochii mei. Bun, și vreau să-mi explici de unde ai dedus tu treaba asta că mi-am fug ochii. Păi asta e că se supără. Uite că spun. Uite din. Îți spun, na. Spune că asta. Mi se pare că, na, câteodată ai momente când rămâi blocat într-un anumit punct. Deja te referi la Andreea? Nu. De la cine? Da, nu trebuie să dau un nume? Da. De ce? Așa vreau eu. Da, eu nu vreau. Păi vezi, asta vreau să ne spunem lucrurile așa cum trebuie. Să simțim ce ne deranjează ca pe viitor să mai avem discuțiile astea. Că așa e într-o relație. Pentru că te-am văzut de mai multe ori blocat într-un singur punct. Care e punctul ăla? Și cred că ți-am atras atenția de fiecare dată când tu rămâneai blocat, mă uitam fix la tine. Nu înțelegeam. Unde vezi tu că-s blocat? Vezi că nu înțelegeai. Tu nu înțelegi limbajul corpului, pur și simplu. Când eu te văd că tu rămâi ațintit asupra unui lucru,
pur și simplu te strâng de mână sau mă uit fix în ochii tăi și atunci să știi că ceva mă deranjează. Păi nu vreau să, nu, eu vreau să-mi verbalizez, că n-am de unde să știu. Păi da, dar nu vreau să verbalizez. Până acum eu nu m-am gândit la așa ceva, că tu te-ai simțit deranjată, că eu, nu știu, eu unde m-am țintut eu cu ochii. Mă înțelegi? Și de aici am dedus eu, mă. Nu te-am pus că te-ai fi uitat la cineva anume. Poate te gândeai la ceva și era o anumită persoană în jur. De asta o vin și în ideea mea. Oare ea se lasă influențată? Oare tot ce aud din jurul ei? Pentru că asta m-am gândit. Că eu nu, când intr-o fată în casă, eu nici de cum nu fac un gest să discut cu fata aia. Că de aici poți să tu să deduci. Un exemplu, nu neapărat. Eu nu m-aș putea gândi că dacă intră un băiaș și rezonezi mai mult, nu-i păi din moment ce am intrat cu tine, în ochii mei, nu e altă femeie. Eu asta vreau să te fac pe mine să înțelegi. De aici vreau, de aici o pun toată discuția. Eu vreau pe mine să te fac să înțelegi că tu ești femeia de care eu m-am îndrăgostit și tu ești femeia care eu o iubesc. Și tu ești femeia care vreau să ajung acolo în decembrie și să te fac pe tine să înțelegi că cu tine vreau să mă însor, eu cu tine vreau să îmi clădesc o familie. Zici ce să fac ca să prinzi mai mult încredere în mine. Nu știu, chiar. Pentru că, ascultă-mă, eu unul nu mai știu ce să fac. Când ai avut o stare proastă, am fost lângă tine și... Să nu... Nu știu. Să nu mă schimb? Nu, să... Cum? Cum să nu te vreau schimb? Să-mi dai, vreau să-mi dai un exemplu cum să te fac să prinzi încredere. Că eu unul am făcut până acum tot... Ce am considerat eu ca să ai încredere în mine, nu 100%, că nici în propria mea persoană poate n-am încredere 100%. Nu zic 80%, zic 50%. Ascultă-mă, eu pe tine te sunt jumătatea mea, da? Da. Orică ne căsătorim aici, orică ne căsătorim afară, e tot una. Și dacă noi să ne despărțăm, nu ne ține un act. Care e frica ta cu să divorțezi din nou când o să mergem afară? Da. Și nu mai vreau să repet a doua oară aceeași greșeală. Bun, ne căsătorim după 2 săptămâni când ieșim afară. Te simți mai ok așa? Ne căsătorim după 2 săptămâni după ce ieșim afară. Ne căsătorim poate peste mai mult timp. Păi ce-ți garantează ție? Ce-ți garantează ție că o să fim ok? Să petrec mai mult timp cu tine sau să și dacă te căsătorești cu mine, nu poți să prinzi, nu tot așa stăm împreună? Păi da, dar eu nu am încrederea aia 100%. Păi asta e, că tu nu ai încrederea aia 100%. Chestia asta. Și atunci apunte și în situația mea când îmi zici de fiecare dată că nu ai încrederea aia 100%. Oare eu cum o sunt? Stai că nu mai știu, nu știu păi cum să nu știu, mai rezolv problema asta. Nici eu nu știu cum să o adică mai răsucesc. Înțelegi. Că am răsucit-o așa, știi? Deci. Eu până acum n-am auzit-o pe niciuna să zică că eu încă n-am eu nu sunt încrederea aia în partenerul ei. Și de aici mie îmi vin, întrebările. Eu până acum te-am înțeles și te înțeleg în continuare. E prea devreme. Eu trebuie să mă gândesc cum să... Păi bun, e prea devreme și cum merem apară dacă nu-ți demonstrezi încrederea. Uite, poate eu acum discut cu tine și zic că... Eu nu cred că o pus nea presiune pe tine, ascultă-mă, nu cred că o pus nea presiune pe tine, eu nu cred că ți-am zis de foarte multe ori, Madi, trebuie să ne căsătorim în final, eu nu cred că am vint așa. Că m-a întrebat, da, așa, am fost sincer. Și din moment ce eu unul sigur pe sentimentele mele și sunt că tu ești aleasă, am zis că da. Bine, și eu sunt sigură pe sentimentele mele, la ce simt pentru tine. Eu știu că tu, ascultă-mă, odată te-ai ars, dar nu înseamnă că o să te arși a doua oră. Cum ar fi că toate femeile care au divorțat, bă, eu nu mai mă căsătoresc, gata, eu nu mai am încredere, eu nu mai pot, nu mai fac. Ce semnifică actul ăla până la urmă? Semnifică un act de siguranță ăla, că când două persoane s-au găsit, eu una asta văd căsătoria, o siguranță. Da, și văd ce un te respect. Ține actul ăla? Că nu înțeleg. Nu mă ține actul, dar vreau să depășești tu momentul ăla cu divorțul, că tu în capul tău încă nu s-o depăși momentul ăla cu divorțul. La tine aici e problema. Tu te iarți odată, nu mai vrei să te iarți a doua oră. Nu. Păi vezi, eu știu ce vorbesc, măi, fată. Ești bine, Madi? Da. Da? Să știi că mie mi se pare că sunt legitime toate gândurile tale, mai ales că tu ai trecut printr-un divorț. Da. Și este normal să te întrebi o dată, de 2 ori, de 10, de 99 de ori, dacă este alegerea corectă. Da. Și nu vreau să mă grăbesc să fac lucrul ăsta, pentru că nu consider că actul ăla valorează, adică nu, pentru mine nu valorează nimic. Pe de altă parte, Sergiu, nu pot să nu te întreb. Cam cât de importante sunt aceste grupuri de susținere încât Madi trebuie să creadă ce îi scriu susținătorii în scrisori? Nu sunt importante, doamna Simona. Așa eu, pare din tot discursul tău. Adică greșit. A fost un discurs de... Iartă-mă, părea un discurs de om disperat că dacă nu se însoară Madi acum cu tine, pierzi ceva. Ce pierzi? Nu pierd absolut nimic. Aici a fost discuție. Marele premiu?
Nu, asta am spus că nici nu mă interesează marele premiu. Iar discuțiile despre căsătorie nici de cum nu ne-au spus oamenii care mă susțin pe mine. Când am primit scrisori de la oamenii de afară care m-au susținut, mi-au spus să explic numai că în casă nu există prietenii și că nimeni din casă nu-i vrea binele. La asta m-am referit. Da, asta să spui că nimeni din casă nu-i vrea binele mi se pare mult prea mult. Sunt o mulțime de oameni care... De adică Maria. Madi, stai un pic. Madi este o persoană foarte apreciată în casă, serios. Fetele o plac, eu n-am văzut-o. Stai puțin. Uite, așa ai făcut și lui Madi. Încerca săraca să deschidă gura și te asaltai. N-a reușit să ducă o idee până la capăt. Madi, tu te-ai certat cu cineva în casă? Nu. Deci jur, este cred că singura fată care, dacă greșesc, corectați-mă, că nu... care nu au intrat în conflict cu fetele, fetele o apreciază mamele și băieții. Adică, de ce să-i bagi ei în cap că nimeni nu o place în casă? Că mi se pare un nu e vorba că nimeni nu o place, e vorba că nu există prieteni în casă. Și dacă ea consideră că atunci când să-și pună ofi, se singura măsură e doamna Maria. Atât. Doamna Maria, cu tot respectul pentru doamna Maria și cu toată prețuirea pe care o port, este un om la fel ca ceilalți oameni din casa Mireasa, pe care Madi l-a cunoscut acum un an jumate. Ok, poate greșesc eu atunci. Vreau să te pui și în papucii ei. Mereu m-am pus, doamna Simona. Mie mi se pare că aseară ai pus-o la colț și ai certat-o și nu înțeleg de ce. Pentru că au fost anumite discuții care s-au dat și la caprici în care ea vorbea despre trecutul ei. Consider că eu încerc să-i fiu prima dată prieten, confident și pe urmă iubit. Și te-au deranjat aceste discuții? M-au deranjat pentru că consider că ea când vrea să-și pună oful să meargă doar la doamna Maria. Pentru că noi Sergiu, pe doamna Maria o avem. Îmi pare rău. Nu poți să-i impui iubitei tale cu cine să vorbească. Asta deja este cum? Tu ești șeful? Vorbești doar acolo? A vorbit cu cine nu a simțit? Nu sunt șeful, eu făceam referire că doar doamna Maria ne vrea bine din casa asta, doamna Simona. Cine a simțit? Tu nu știi în cine are ea încredere. Nu am deschis eu subiectul. Eram pur și simplu, am început subiectul cu Ioana și cu Ana despre Ioana și noi tot ne-am dat la vorbă și s-a lungit vorba și se întâmplă și în casa fetelor și în casa băieților. La mine și așa s-a... Nu a fost discuția inițiată de mine. Pur. Dar pe tine te deranjează că ea vorbește despre trecutul ei? Nu mă deranjează. Doamne ferește, eu asta aici vreau să... Iară să interpretează greșit ceea ce spun eu. Când consideră că vrea să vorbească despre trecutul ei, asta îi explicam și să meargă la doamna Maria. Eu consider că din toată casa asta, doamna Maria ne vrea binele la amândoi. Tata, discuția despre trecutul ei a venit din ceva, n-a venit din senin. Ok. Și acum vorbesc despre trecutul meu. Doamna Maria, sunteți liberă? Adică... Nu, a venit pur și simplu, deci am început. Eu nici nu vreau să fiu înțeles greșit, că vreau eu să impun ceva. Nu, eu vreau doar să-i vreau binele. Și de asta mi-e frică câteodată să aduc anumite discuții, că sunt înțeles greșit. Dar asta cu influența asupra mea, nimeni din casă nu m-a influențat, nici din partea băieților, nici din partea fetelor, nici din afară nimeni nu m-a influențat. Că dacă putem să mă las influențată, de câte ori am fost, să zic acum, trimisă către să-l cunosc pe Adrian sau pe Bogdan sau... Eu am făcut ce am simțit eu. Okay. M-am îndreptat către cine am simțit eu, nu neapărat că mi-ar fi zis cineva, du-te către persoana cu tare. Bine, uite, ne mutăm la colegii voștri de canapea.